Bună dimineața, Diana! Emoțiile au fost mari încă de la ora de trezire, pentru că după 3 luni de vacanță a fost ceva mai dificil pentru Micu să se trezească. După cum vedeți, ei deja și-au început activitatea, semn că s-au cam acomodat. Am văzut foarte mulți părinți și copii cu buchete imense de flori pe stradă, mergând spre școală. Și vreau să văd dacă și pentru Claudia Pavel emoțiile au fost la fel, dacă au adus florile. Bună dimineața! Ei, da, bună dimineața! Da, este o zi specială, pentru că, într-adevăr, vacanța s-a terminat. Grădinița a început, Noa este la grupa mare. Bună dimineața, Diana și Florin! Vă pup! Cum asta cu pregătirile înainte? Care sunt emoțiile unui părinte când știe că... Eu sunt mai emoționată, nu are nicio treabă. Ia uite, s-a adaptat foarte repede. Spune că coeficientul de inteligență se măsoară în funcție de adaptabilitate și el clar n-are nicio fel de problemă. Pentru că, uite, se joacă cu copii, e foarte fericit. Bine, e băia mare acum. Hai să vedem cum se simte și cum este pentru el prima zi de grădiniță. Bună dimineața, Noa! Bună dimineața! Spune și mie, te rog frumos, cum este pentru tine prima zi de grădiniță? Perfect! Este o dimineață perfectă! Da, da, da! Ți-ai făcut prieteni deja? Da! Bună! El e, da, prieteni! El este! Bună, poți să fii aici să ne saluți! E foarte tare din vacanță. Am fost la vacanță. Se a fost foarte bine. Și ce bucuros că a început grădinița. Faci supă, iubire? Da. Bravo, mami. Adică nu a face supă, îi face ce supă lui mami. Faci o supă de broccoli sau de roșii? De roșii. O supă de roșii. Dar ce ți-ai propus tu anul ăsta să faci la grădiniță? Să explorez. Să explorez, să afan, să ies afară, să sar în trambulină, să mă joc cu prietenii mei, toate din alea. O grămadă de lucruri, ai planuri mari. Câte și mai, câte minunății! Am auzit că la 1 o să intri în clasa 0. Da, o să mergi la școală, adică. Da, o să mergem la școală tot în același sistem. Noi suntem la un sistem alternativ. Fără note, fără teme, în care copiii sunt încurajați să exploreze și să fie creativi, să nu fie constrânși și în niciun caz blocați, așa că ei sunt lăsați să învețe liber prin joacă și eu asta îmi doresc pentru copilul meu. Este un lucru foarte bun. Noi le urăm mult succes și multă baftă copiilor în noul an școlar. Multă baftă! Să-i ascultați pe mami și pe tati și pe profesori. Vă pupăm de aici, de la grădiniță.